Bună seara, dragi oameni buni, și bun venit la o ediție cu totul și cu totul specială a emisiunii Cancan Exclusiv. Astăzi alături de mine am un invitat care mie personal mi-e foarte drag. Tot timpul am reușit să facem băiețel, nu doar să vorbim despre Adidas. Este și un părinte foarte, foarte dedicat și seamănă și cu Ricky Martin. În aplauzele voastre, dacă ați fi fost aici, Tavik Londa. Salut, salut! Bă, ce prezentare, dar îmi place foarte mult ce ai pregătit aici. Frumos cu... Păi și tu arăți, uite-te un pic la tine, tot timpul ești țiplă. Ai și privirea asta scrutătoare așa către public. Bă, nici n-avea cum să iasă rău. Sunt țiplă tot timpul, sunt natural tot timpul, așa cred eu. Iar faptul că m-ai asemnat acum cu Ricky Martin, cred că n-am mai primit asta de acum 10 ani. Aceasta, nu știu dacă e compliment sau necompliment, dar n-am mai primit de mult. Deci înseamnă că sunt totuși pe felie. Dar noi trebuie să ne susținem între noi. Știi că fetele au treaba asta cu girl power. Cumva simt nevoia, adică să ne încurajăm și noi unii pe alții, că așa rămânem de izbeliști, nu e niciun fel de treabă. Corect. Bine, acum dacă nu erai căsătorit și n-aveai și doi copii, poate apărea un pic de ură la un moment dat. Da, zic, măi, Tavi, măi, mai disparte un pic de da, pe piață. Da, exact. Mai du-te și mai lasă-ne și nouă. Da. Pentru că oricum astăzi în emisiune vreau să vorbim un pic și despre cât ai fost tu de iubitor de viață. Iubitor de viață. Încă ești, dar cumva niște lucruri s-au schimbat. Da. Bun, pentru că am făcut un video înainte în care le explicam oamenilor că eu am niște întrebări super incomode pentru tine. Începem ușor. Începem ușor, încet. Pentru că mie îmi place foarte mult de tine și n-aș vrea să te super, să te deranjezi și să te... Sigur, asta e vrăjeala lui mereu, așa spune fiecare invitat. Normal că nu-i place pe toți la fel. Ia să vezi după întrebări, dacă chiar mă acum apreci. Să mai fac niște diferențe până la urmă. Știi că ai văzut că tu ești tata doi copii și într-o zi nu știu cum să zic, investești mai multă energie pentru una dintre ele, a doua zi se schimbă lucrurile. Bun, Tavik Londa și soția sunt tipul de oameni care au sărbătorit Valentine's Day sau din contră sunteți mai pe românește și sărbătoriți dragobetele? Între multele lucruri pe care le-am învățat de la mama, a fost și acest lucru. Orice ocazie, orice prilej de sărbătoare, să sărbătorim. Că e zi de naștere, nu treci peste zi de naștere a cuiva, a unui prieten, a familiei, nu mai zic soției, mamă, tată, fără un cadou sau o intenție sau ceva. Deci sărbătorim absolut, dacă putea să fie și chinezesc în Valentine's Day, bă, dacă e așa mai, la mai multă lume, doar la vecin dacă e, vecinul dacă își face grătar. Dar să face. Deci dacă vecinul face grătar, bă, ce dracu, fac și eu, știi? Adică nu, am sărbătorit Valentine's Day, ziua respectivă doar am dus niște flori fetelor, pentru că, nu știu dacă știți, Be My Valentine nu înseamnă neapărat iubita. Americani zic Be My Valentine, poți să mergi și cu copilul, cum merg ei la Oscaruri. My date is my son, știi, sau my daughter. Da. Și am dus floricele și fetelor, pentru că așa sărbătorim noi iubirea. Bineînțeles, pe Gabriela am dus-o un weekend la munte. Am dus unul pe altul, ce să zic. Am condus eu, într-adevăr. Ne-am făcut așa, chiar l-am sărbătorit. Acum, de dragobete, bineînțeles că iară sărbătoresc. Am comandat, uite, spun în premieră, un cadou. Bă, și-l dorește. Știu că și-l dorește. Trebuia să vină de Valentine's Day, dar o să-i fac de dragobete. Chiar apropo, Diana, sper că vine. Ea nu prea are bijuterie. E bijuterie, că dacă ai zis Diana, e de la ea. Da. Ea nu prea are bijuterii, mai ales astea scumpe, pentru că la televiziune butaforie multă, se schimbă, câteva și bune. Uh-huh. Și acum și-a dorit, de fapt, de mai demult timp își dorește și acum am pus și eu ceva deoparte, pentru că așa trebuie. Deci a fost consistentă treaba. E cam consistentă, m-am cam țepat inima, iubire, da? Și cu discounturi de-alea mari de la Diana. Pe prietenie, hai, te rog eu frumos, tot mă doare, să facem deci, bine. Tot mă doare, dar dacă și l-a dorit și mi-a spus, băi, chiar și-l dorește și cumva atunci o să vină. Băi, colieri, ineri, ce... Nu spun, nu pot să spun, dar pe acolo, înțelegi? Uh-huh. Pe acolo undeva ceva. Peste 10.000? Nu. Nu. Nu, dar e, nu mai mă întreba, că nici nu vreau să mă mai uit la factura aia, că am dat doar avansul, știi? Mai trebuie să, când vine acum, trebuie să dau și restul. Da. Băi, trebuie să mai facem și de-astea. Pentru că, știi, diamonds are best friend of the woman. Da, exact. Pentru că și noi ne facem și eu, de exemplu, am primit o super chitară de sărbători. Okay. Bine, mi-am comandat-o singur, că ea vrea să-mi ia roșie. A aflat ea că îmi place mie un Gibson, scuză-mă că așa, îmi iau un Gibson, așa, mișto, frumos, din America, custom made, cu slash, signature. Ia, dar ce te uiți? Uite-mă și eu, iubire, să-mi iau o chitară de Crăciun, acum, în decembrie, să-mi iau și... A, da, ce chitară? Și a făcut ea, a complotat cu un prieten de-al meu, chitarist,
Și noroc că i-am spus, iubire, mi-am comandat chitară, vreau să-mi ia roșie, mă, băi, eu dădeam înapoi, băi, Gibson-ul e ăla, autumn, leaves, frunze, bejul ăla, marou, ca, nu, mi-e roșu. A, dar era frumoasă, băi, iubire, nu. Da, dar intenția a fost foarte bună. Da. Fetele. Da, și atunci am zis, las că mi-o comand eu să fie. Da, apropo de chestia asta, dar da, sărbătorim și dragobetele și Valentine's-ul, orice, vine și 1 martie, 8 martie, flori, am făcut pe Facebook la like-uri, am dat flori, zici că, da, știi, oamenii văd și, nu numai hatereală, văd și lucrurile astea, care sunt, să zic, normale, pe de altă parte, frate, am dat flori, nevastă mai și la doi copii și alea s-au bucurat, ha, 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 că a fost chiar frumos, din dragoste. Și am făcut foarte multe like-uri și vizualizare, am făcut la clipul ăla, un clip normal, fără nebunii, fără mam, am bătut-o pe nevastă, știi? Foarte mișto. Spunea, la un moment dat a postat Codin o treabă, că el era cu fetele lui, mă rog, cu familia, la, în Dubai și a zis că pastele mici le expun foarte mult la Dubai acum, ca nu cumva să vină vreun dârlău când or crește, da? Și să le impresioneze cu asta. Deci tu ca tată ai o misiune foarte importantă, exact, nu cumva să le lași să fie ușor impresionabile. Exact, exact. Și să ia de mici, de mici trebuie învățate. Asta zic, deci tu trebuie să ridici standardele foarte, foarte sus. Bun, am stabilit-o și pe asta, deci cadou pentru așa. Probabil că și doamna Gabriela Cristea ți-a pregătit un băi, cadou. Băi, chiar mi-a dat ceva de Valentine's, i-am dat flori, i-am mai dat așa, mi-a dat și ceva, cred că mi-a dat. Ah, doamna mi-a dat. Doi copii minunați. Nu, mi-a adus nu știu ce. Un parfum mi-a luat. Frumos. S-a uitat în dulapul meu și unul dintre parfumurile preferate era... Vezi că se cam termine. Era cam gol. Și da. A fost foarte frumos. Și a făcut și un efort foarte mare să ducă până la mall pentru că trebuia să odihnească. Mi-a zis, băi, bine, lasă-mă că noi ne facem cadouri când nimerim. Nu da, e. Da, da, exact. Mi l-a luat, a fost drăguț din partea ei. Da. Deci, ca o concluzie, nu a murit pasiunea domnului Tavic Londa. Și cum facem să o întreținem? Uite, acum că se fac aproape... Nu, se fac... S-au făcut 10 ani de când suntem împreună și... Chiar... Doamne, ești tu la mai mult să fie 2013, bine. Da, s-au făcut 10 ani. Acum parcă au crescut și copiii un pic. Uh-huh. Și parcă suntem un pic mai liberi, știi? Acum am fost la munte, ziceam, dar mai ții minte când făceam, nu știu ce ne plimbam, dar te-am trecut pragul, te-am luat în brațe, multe caterini și așa, pe care nu le-am mai făcut în ultimul timp. Mai așa cu copii, mai unde să mai ieșim? Da, ce bine că suntem fără copii, stăm acasă frumos, pe șemineul nostru, pe așa. Și acum parcă ușor, ușor, ori se apropie în mintea mea, adică s-a apropiat 10 ani ăștia, știi, o cifră rotundă. E un prag. Da, un prag și da. Parcă am așa un zvuc. Nu mai zic, uite, băi, numai premiere îți dau, mă. Băi, numai premiere. Doamne ajută! Ne-am mai luat o vacanță. În doi. Unde? Unde am cerut-o de căsătorie. La Veneția. Ce frumos. Da, mă, n-am fost de atunci, din 2014. Când am fost la Veneția, acum în primăvară. Înainte de Paște, parcă ceva de genul ăsta. Ne-am luat și la un hotel ăsta unde s-a filmat o... Băi, Angelina Jolie cu Johnny Depp, noi suntem. S-a filmat turistul. Da, da, e un super hotel. Bine, nu cred că îi fac reclamă, dar nu trebuie să zic neapărat. Nu, că nici mai știu cum se cheamă, că ea știe. Dar e un ăla, nu, e ceva... Bine rău. Da, bine rău, da. Și am zis, bă, dăm, n-ai bine, acum cât suntem? 10 ani cum ar veni. Nu-ți mai arde cum ar veni. Exact. Cresc copiii, pleacă la studii în afară, ne cer Adidas, ne cer alea, ce să mai... Da, cumva trebuie să găsim timp și pentru noi, asta spun mereu, pentru că, în general, mamele sunt, după ce nasc și normal asta, să toată energia și toată atenția să o îndrepte către copil. E cumva normal, mai ales la început și așa, dar nu uita și dă fraierul care doarme pe la ușă și... Te-ai simțit neglijat vreodată, cel puțin după ce au apărut copii? Am și explicat lucrurile. Nucleul este noi doi. Am zis, nu copii. Nu este nucleul. Noi am făcut asta împreună. Dacă noi doi nu mai suntem ok, și copilul mâre că ne aude când ne certăm. Nu-i merge bine, are energie, se îmbolnăvește. Noi doi suntem nucleul. Dacă noi doi suntem ok, copii, ia, fă un exercițiu. Cea mai mare lege a atracției. Te duci în dormitor, nu în dormitor, în living, să zic, da. Și te pup cu soția. Copiii se joacă, câinele-i pe acolo, ce mai ai tu? Te pup cu soția în mijlocul living, te iei în braț. Să vezi ce se întâmplă. Toți vin. Câini, pisici, copii, vin și ei. Se adună, da. Da, asta e testată. Pentru adică că e o energie foarte bună, da, acolo. Și atunci, indiferent ce își lasă jucările preferate, telefoane, vin și ei. Da, vreau și eu. O secundă, 10, cât vin. Da, înțeleg? Da. Deci asta explic mereu. Noi doi să fim ok. Și atunci că noi doi suntem ok... Și într-adevăr, nu m-a neglijat, bineînțeles că nu avem aceleași pretenții de timp acordat cât îmi acorda mie când a apărut Victoria sau după aia și Iris, normal că nici eu nu sunt... Care dintre voi e mai needy? Eu.
tu. Mamă, eu, dacă nu vreau afecțiune și iubire. Să te mângâie în păr, să te facă. Să mai îmi zică și ea nu-i genul. Dar iubire, dar la început era, la început făceai vită cu așa, bar de vin, acum îmi fac numai singur de mâncare. Ce naiba, hai să... Da, da, lucrurile s-au mai schimbat ușor, ușor, dar nu mă neglijează sub pragul ăla, știi că acum... Da, da, da. E segmentul, mai spus, mai jos, invers, nu are nevoie ea, dar eu sunt provider. Știu și termenul de ăștia. Ok, provider, am înțeles. Sunt provider, dar vreau să fiu și receiver. Da, da, cumva e normal. Păi e nu normal. Trebuie să mă pun și la încărcat? Schimbă, da. Dar da. Sunt provider, dau. The little spoon, cum ar veni, știi? Mai spune uneori, băi, bine, adică îi spun eu, uite, chestii intime la tine, băi, nu știu, mai vrăjit și vezi? Îi spun, băi, bine, dar nu mai vii tu la mine să-mi ceri și tu niște iubire? Ia, la fiu, așa la mine, păi mai am timp de tine? Și eu, corect, înțelegi? Adică, da. Și apoi te duci singur la tine în cameră. Înțelegi? Adică dacă tu ești mereu și tu ai inițiativă mereu, eu nu mai am cum să am inițiativă. Când? Mm-hmm. Da. Bravo, iubire, bine punctat, știi? Deci, dar nu pot să-mi iau pauză, adică... Ok, bun, eu, da. Dar ați făcut-o să meargă, adică de fapt despre asta e vorba. Tu te-ai fi gândit vreodată că vei ajunge în punctul ăsta sau ți-ai fi proiectat-o în maniera asta? Soție, doi copii, tu fiind un artist la bază. Sincer, nu, și sper să nu te supere nici o fostă iubită de-a mea, dar până n-am întâlnit-o pe Gabriela, nu mi-am dorit copii cu altcineva. Uh-huh. Deci nu mi-am dorit, nu știu de ce, că am avut relații foarte frumoase și nu mi-am dorit, frate, nu știu de ce. Ce a avut, mă, nenea, atât de special? Băi, multe lucruri a avut special. În primul rând a fost surprinzător, foarte hotărâtă, bine, de la început. Dar cumva așa, o maturitate, dar și o... copilărie așa în ea foarte plăcută, o combinație așa și de artistă, îmi plăcea că știe, nu depindea de un bărbat, băi, cum am zis la ea în garsonieră, băi, mi-a plăcut maxim, avea o scară și o trusă de scule că își făcea ea singură, o priză, o de-alea. Băi, m-a impresionat, știi, că altele zic, Eu nu, stai, mă trebuie mie acum, dacă îmi cade becul, îl pun singură, dacă sunt singur și n-am relații sau așa. Uh-huh. Și mi-a plăcut că era foarte întreprinzătoare și nu depindea de nimeni. Știi cum sunt aceste flori în vânt, așa, frunze în vânt, care nu pot, că sunt fată, știi, nu, bă, pun mâna. Nu pot, sau pot, bă, chiar se și pricepe la o grămadă de lucruri, știi? Și mi-a plăcut asta, plus că bărbatul ce are nevoie? Trei lucruri mari și late, femeia are un dăsta așa, o casă. Un pomelnic. Da, un pomelnic. Da. Bărbatul are nevoie de sex, mâncare și un pic de afecțiune. Care să fie. Să fie, înțelegi? Dacă îi dai mâncare, nu-i trebuie neapărat mâncare, că-i mâncău. Dar îi faci tu, că asta mai explic, îi faci tu, bă, nu te pricep, nu-ți place, băi, bă, mă, știu un pic acolo. Și faptul că uneori zici, băi, comanzi, dar comanzi tu. Uh-huh. Sau... Inițiativă. Inițiativă, de fapt, asta e. Și le avea pe toate lucrurile astea, adică avea inițiativă, mă lăsa și pe mine când nu acaparea. Nu e, okay. Lasă bărbatul să fie bărbat. Da. Că dacă sunt eu, numai eu, că eu, că nu, știi, adică e feminină, se lasă. Cum e dansul, pac, se lasă purtată și are încredere, știi? Da. Da, asta e o chestie foarte interesantă pentru că cumva oamenii care s-au fript cu ciorbă poate suflă și în iaurt. Și știm că a trecut poate prin niște experiențe care nu au fost neapărat. Exact. Și eu nici nu știam la momentul respectiv de ce e vorba. Un an a avut pauză. Pauză de tot. Și de asta cumva... Cum e conferit încrederea asta? Adică cum a venit și a zis, bă, eu ți-acord ție o șansă, Tavi, că mi se pare mie așa că ești băiat bun. A venit natural, i-a plăcut privirea din ochii mei, i-a plăcut, păream golănaș așa sau ei, nu știi? Încă pari, asta e, eu asta nu... Trecu cu mințenia în Turchii, poate, numai că am niște tatuaje și astea cu fetele mele. Adică, da, cumva știi că la doamne... Trebuie să fii, nu poți să fii cu mințenia ăla, tocilarul din prima bancă, ce băiat bun e. Uh-huh. Trebuie să ai un pic încredere în el, să-ți dea siguranță și atunci trebuie să fii un pic, să pară, să, mă rog, să fii bărbat. Da. Sufletul trebuie să fie ok, adică omul să fie om bun, dar când e ceva, știi că a sărit, dă, am mutat munții, înțelegi? Uh-huh. Și cumva a avut asta în mine și i-a plăcut și partea artistică, nu mai zic, în fiecare zi cântă unul în continuu, când te prezintă în continuu numai o fată ca ea, numele tău și alea, dai seama că la un moment dat zic, bă, dar asta... Cam place cam face curte da, așa. Da, și eu nu, eu îmi făceam emisiunea, da, ca idee, până la urmă te gândești. Cumva ușor, ușor din discuții a venit încrederea asta, nu a venit brusc absolut nimic și foarte rapid. Adică n-a fost cânteie, n-a fost flacără. Băi, poate de la tine a fost. Nu, că eram așa cu frâna pusă, știi, stai că
stai, fă unde mă arunc eu, mă, cum ar unde veni? Mă arunc eu așa, par și prost așa, ce ai, mă? Potolește-te, da. Îmi place, în general, să dau semne unei doamne sau așa, sau îmi plăcea, că deja am și uitat cum... Asta zic. Ai și pe o piață de 10 altă ani. Viață, altă viață, altă... Întreabă-mă unde, da, nu știi, dacă vreodată... Întreabă-mă, da, 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 da. Mi-aduc aminte, da. Dar îmi place când o femeie își arată cumva intenția. Adică nu mergi ca prost așa și nu sunt genul... Poate s-o nimeri. Două luni îi trimit flori în fiecare zi. Păi lasă-mă, poate. Și s-a nimerit. Unii domni au reușit așa să cucerească femeia. Și s-au despărțit după aia, pentru că tu ai insistat. Mă, trebuie să știi și femeia că vrea. Tu îi arăți un pic, dar nu-i... Până la urmă, bombardezi, ce? Da, mă, că nu mai îl suport. Picătura chinezească. Da, știi? Nu, nu am fost niciodată genul ăsta. Ba, din potrivă, le-am lăsat pe ele să aleagă și dacă plăcea și mie, mergeam mai și departe. Și secretul este că oricum, da, ele aleg. Exact. E oricum, adică nu e. De ce te complici? Ești de acolo 5%, da, dacă e. Da. Să-ți dai consimțământul cum ar veni. Da, exact, să semnezi, da, corect. Da. Cam așa, care era întrebarea inițială? Mi-ai zis tu dacă... Nu-mi imaginam că va fi chiar așa cu două fete. Îmi doream cel puțin o fată. În idealurile tale. Da, dar nu avem timp să mă gândesc așa, mai ales când te îndrăgostești de cineva și faci o relație și te și căsătorești sau așa. Și a rămas însărcinată, un pic acolo parcă îți dorești ceva mai mult, fată sau băiat, dar știi cum e, sănătos să fii și chiar te gândești așa, băi, lasă acum, să vedem ecografia și aia, nu mai contează, după aia începi să te joci. Dar într-adevăr mi-am dorit fată și și-a dorit și ea prima fată. A doua am zis, al doilea, adică ce-o fi, să fie binevenit. Și m-am bucurat iarăși că parcă în sufletul meu tot spre fată vroiam, am avut o discuție foarte interesantă. E ironic faptul că... Așa. Uită-te la tine, da, ai cercei, da, ai tatuaje, ești artist, da, ai și aerul ăsta de rockstar. Așa. Bă, frate, cum? Adică, un mini Tavi? Era, știi, adică... Când dubios, nu? Mic, golan, poate să joace și un fotbal. Da. Poate să... O, ce fotbal joc cu ale mele? Mamă, ce fotbal joc cu ele. Spectacol, la un moment dat, Gabriela spunea, băie, tu le faci fotbaliste? Lasă-mă, iubire, tu ai jucat fotbal cu băieții? Da. Păi și tu ai jucat. Asta nu înseamnă că ești băiețoasă sau ceva, că nu ai cum la ce finuț și încheieturi aveți ce... Nu, dar lasă să joci cu băieții, să fii gașcă, așa, să știi cum e treaba, da, să nu fii fraieră. Să știi de toate, da. Da, să știi de toate, știi? Bine, nu le-am pus să joace fotbal, au văzut la mine că joc și... Dar apropo de chestia asta, când am avut o discuție cu doamna ginecolog la al doilea copil, da, și noi aveam o Victoria, o fetiță și mintea noastră, nu știu, sau așa, fată și băiat, pereche, eu zic, mamă, avem pereche, uau, super tare, ceea ce este foarte tare. Și doamna doctor ne spune, ce bine ar fi să fie tot fată. Bă, mi-a căzut fața. Eu care ți-a deschis la mine. Cum adică? Nu toată lumea își dorește fată și băiat? Da. Cum am avut și eu gen sormea, cum am avut și Gabriel. Adică, nu, și a zis, nu. Dar de ce? Păi cum? E simplu. Ele două, dacă vor fi fete, vor fi mai apropiate, indiferent ce relație perfectă, super mișto, cu un băiat, cu un frate. Da. Și asta e dovedită clar. Doar Brenda și cu Brandon din Beverly Hills și aia, știi, erau gemeni. Și a zis, băi, are dreptate, mă. Da, de e 100% compatibilitate, da. Adică lasă fetele, da, și într-adevăr așa este. Că băiatul e involuntar să duce în altă parte. Și într-adevăr așa și i-am dat dreptate după aia și am zis, da. Bine, dacă vrei, tot fata. Se și protejează unele pe altele când, da, sunt mai și mari. Au și subiecte comune. Da, exact. De la haine până la chiar băieți, dacă până la toate, da, chestiile, da. Pot vorbi lucruri pe care cu un frate, indiferent de apropiate, nu poți. Da, chestiile eu... intime de... Fede, exact, exact. Până exact la... Da. Domnul, așa, Tavi Clonda. Iată. Am văzut că ați postat clipul de când ați fost plecați, acum de Valentine's Day, și oamenii au avut și niște reacții. Mai care clip că am filmat în continuu, că eram așa de bucuros pe ăla? Spaul? Sauna. Da. Cu sauna, nu? Sauna, mă. Și am început să... Ce, doamne, iartă-mă. Rele. Rele? Rele. Că nu puteați, mă, să intrați în saună fără să vă lăudați. Băi, deci mi s-a părut foarte tare. Am zis, băi, nu filmez acum în saună. Saună umedă. Sauna umedă e aia cu mult abur. Da. Aia uscată, na, e uscată. Da. E... Vezi, da, ce se întâmplă acolo. Vezi ce se întâmplă acolo, da. Și am zis, băi, ce-ar fi să filmez eu un pic? Pentru că unii dintre cei care mă urmăresc pe Facebook mă mulțumesc pentru că ei nu pot ajunge. Sunt diverse categorii. Exact. Bă, și unii chiar se bucură. Bă, uite ce mișto, există și asta. Ce e asta? Că nici eu nu știam. Și a trebuit să văd la cineva să pot să fac și eu. Sau să mă ducă cineva. Saună umedă, ce e aia? Bă, știam sauna clasică sau așa mai departe, cu beneficiile ei. Da. Și până nu m-a dus cineva, până n-am văzut să undeva... pune apa aia acolo, cumva să fac apă. Da, și trebuie să-ți dai mereu, că altfel e cu exact apă rece, că altfel da, aia. Da, și da, mi s-a da părut interesant să le pot arăta așa, cât se vedea acolo, 30 de secunde cât am arătat, știi?
Îți crapă telefonul la temperaturile alea oricum dacă bagi. Nu, măi, că acum sunt telefoanele astea care, băi, glumesc, l-am scos imediat. Dar nu, ideea este că unii se bucură și sunt mai mulți decât cei care vin cu vorbe, bă, dar nu puteai să te... Bă, reality, eu am avut reality și la Antena Stars, cu... am învățat ce înseamnă reality. Mi-a fost greu la început, dar am înțeles. Prima cine am avut, Kim Kardashian, parcă a fost pe primii sau așa. Keeping up, da. Și așa mai departe. Sunt reality-uri făcute, nu mai sunt la televiziune, sunt făcute pe canalul pe rețelele noastre. Sociale, da. Și de acolo te poți și inspira, poți să te uiți ca la un serial, te poți ajuta unii cu alții. Eu le-am spus, când suntem aici o comunitate, ne și ajutăm. Păi am aflat o grămadă de lucruri de la ei când le-am zis, băi, dați-mi un site, nu știu ce, așa. Și unele erau chiar viabile. Alții zic, băi, ne-am întâlnit cu cineva acum, apropo, la Poiană, ieșeam noi de acolo cu costume și din cauza ta mi-am luat mașină. Băi, domn și o doamnă, m-am și speriat așa că le-am văzut. Cum adică? Păi am văzut că v-ați luat nu știu de ce model și mi-am luat. Și am stat de vorbă cu ea. A vrut da, eu l-am pălat cu motor de 3000, ba nu, eu mi l-am luat pe la AMG. Că... Da. Și soția a zis, vreau și eu cum și-au luat ei. Și până la urmă bărbatul i-a luat și a zis, dar acum nu-i ceva de rău, mai cheltuit toți banii, dar apropo de chestia asta, happy știi? Wife, da, măcar happy life, happy wife. Da, exact, știi, apropo de chestia asta. Apropo de asta cu mașinile, că am văzut doamna Gabriela Cristea a făcut și un... test drive la un GLC. Am programat-o eu la test, iar n-are chef de test drive de astea, azi iubire. Da, hibrid. Hibrid, da. Păi da. Și alba ca zăpada cu care am venit. Acum e tot hibrid. Da, am văzut-o, care jantele duc spre zona electrică, da, mi-e așa da, mi se pare. Da, nu da, sunt da. AMG-urile alea nu. Pe vechi, între ghilimele, clasicele. Da. Cum se soluționează treaba? Adică vrea electrică full? Ce? La ce va sute? Mi-a plăcut foarte mult electrica full, dar se duce, se înfige. Iară, cuplu, cum așa sunt electricile, dar gândind pe termen lung și vorbind cu o grămadă de alți oameni și așa, încă nu suntem chiar pregătiți în România de electrice, nici din punct de vedere al infrastructurii, de mai multe puncte, deci noi avem acasă. Și plus de asta, unde o să... Nu e. Electricele e alt nivel, te duci în altă zonă, deși noi ne-am pus panouri solare, dar poți să iei hibridul, să mergi în oraș cu el 100 de kilometri, mă rog, nu, 180, 70, 60, cât e autonomia. Și îți faci treaba în oraș. Și atunci îi place foarte mult. Plug-in, hybrid. Da, plug-in. Da. Plug-in, pentru că avem și acasă, așa, ți-o încarci acasă, frumos, panoul solar chiar merg. Eu am început să merg gratis cu mașina, gen, în oraș. Mm-hmm. Adică panourile produc curent, eu mi încarc, nu mai am și uitat cum se pune benzină, știi? Și așa, când merg la drum lung, nu. Când merg la drum, cum am fost acum la Brașov, trebuie să... Asta e avantajul. Asta e avantajul, pentru că ai cap. Da. Ai benzină cu tine, n-ai treabă, da, nu te stresezi. Nu stai să te gândești, bă, s-a dus bateria, ce fac? Cam acum ăsta e nivelul. Ne dăm un pic cu electricul, că ne place, nu neapărat de consum, dar e plăcut, să nu se audă deloc. E foarte plăcut și ei place foarte tare, deși era foarte reticentă, nu vreau, când am stai, uite, suie-te aici să vezi, așa. Dar ai și confortul ăsta că ai benzină, nu rămâi în pana prostului, nu rămâi ca așa, un mau leu, un domn, ce motor faci? 3.0 pe ea, nu? 3.000. Nu, eu am 2.000. Am 246 de cai cu 140. Pe GLE s-a pus 2.000? Bine, e 2.000, nici nu știu. Nu cred că e 2.000. Nu știu, abar n-am. Eu știam că e doar 3.0. Mă rog, nu știm, nu suntem la podcast la promotor, colegii la promotor. Se cheamă 400E. Dar are 400 de cai. Nu știu dacă e de la... Are 400 de cai, știi? Huge. Da. E simpatică. Dacă mă iau cu domnii care sunt chitiți cu motoare și cu mașini, chiar electrice, nu. O să zică, bă, ți-ai luat așa. Dar mie mi se pare, dacă pun piciorul în ea și intră toți caii... Da, este. Și plus că de când am copii, nu mai stai așa, zi meu. Păi par eu așa că... Nu. A, când merg singur, mă mai dau un pic. Trebuie. Când merg singur, când m-am întors de la Brașov, da, ne-am dat un pic cu ea, dar rest așa nu avem motive, deci cumva trebuie să... Un balance, trebuie să găsești un balance. Dar cam așa mi se pare. Ok, și varianta pentru doamnă cam care ar fi? Mai mititică, GLC-ul. GLC-ul, adică și-l ia? Tot sport, că nu ne plac astea pătrate. Mai suntem și noi, ofertă, da, păi eu mi-am luat nouă și ea se dă cu asta. N-are nici Apple Car la ei, adică chiar nu facem fițe. Am înțeles, n-are nici Apple Car, stă cu telefonul așa, mai nu-i frumos, e soția mea, nu? Contează eu mi-am luat așa. Păi și ce iei tu? Nu, noi avem firme, e pe firmă și noi avem bani în comun. Mulți. Asta era una dintre întrebări. Da. Ce mi-ai făcut, bă, băiatule? Da. Păi era următoarea, da. Și spune, cum aș... Nu, că aveam și un intro. Așa. Ca la emisiunea cu întrebări roșii. Așa. Știi emisiunea cu întrebări roșii? Urmează întrebarea grenar. Bun.
Domnul Tavi Clonda, fii atent. Într-o familie de asemenea calibru există venituri considerabile de ambele părți. Cum sunt gestionate finanțele la voi? Puneți banii la comun, fiecare este cu ai lui sau cum se procedează? Întrebare foarte bună și mi se pare foarte normal. Banii, de fapt nu numai banii, totul e la comun. Da. Un lucru care după ce a pățit Gabriela așa, poate părea dubios, știi? Lumea știe sau majoritatea lumii a rămas fără 0 lei. Că s-a, așa, ea având un salariu fabulos pe vremea aia și muncea de dimineață până seara, orem. Și s-a trezit fără bani. Deci cumva am reușit să-i câștig încrederea, să-i câștig eu încrederea. Bă, dacă fac o relație, mi-o fac. Nu s-a, fii atent, puțin știu că ea mi-a luat și numele meu, pe ea o cheamă Clonda. Da. Nu i-am zis o secundă, iubire, cum vrei tu, e important că noi suntem fericiți, ne căsătorim, că așa am hotărât noi. Astea sunt niște formalități. Băi, când mi-a zis că vrea să schimbi numele, zis, pe bune, vrei? Că... Și zis, da, de ce să nu vreau? Mă, te-am întrebat, că nu era o problemă pentru mine, dar e un plus, e un bonus. Te-ai bucurat un pic, adică... M-am simțit bine, rău de tot. Da. Chiar am făcut să iubesc și mai tare, păi asta e șmecheria. Uite, așa mergeam pe stradă după aia. Ce ai făcut? Cine, Gabriela Clonda? Gabriela Clonda? Da, mi s-a părut așa, băi, și mai ales fiind dorința ei, nu am discutat cum să facem, să fie mai bine, să fiu fericit. Nu, a fost dorința ei și mi s-a părut foarte tare. Și așa și asta cu bani, nu s-a pus niciodată problema. De exemplu, când a fost cu pandemia, eu am intrat, având un salariu ok înainte la TVA-ul lângă mine, am rămas eu în, cum se cheamă, creștere, indemnizații copii, că am calculat pe familie cum e mai bine. Și luam niște bămânți, în pandemie am stăpat așa. Am avut noroc, știi, că indemnizația aia. Da, frate, că a fost ok. Și a fost chiar bine. Și atunci ea, ca să nu pierdem așa, eu am stat în indemnizații și s-a dus ea pentru că ea avea un alt job pe masă. Și atunci cumva așa am echilibrat. Tu stai cu copiii, eu mă duc să mai muncesc. Ție-ți vine aia, după aia te duci tu, mai stau eu în weekenduri. Când tu ai cântări, cine? Adică, știi, e balance. Acum sunt carduri diferite, când nu avem aceeași cont. Avem, dar nu e problema care cum, acum sunt telefoanele astea, plătim. Firma e firmă, eu am firmă, ea are două firme. Piscina, ia tu de acolo, dă-mi tu lui ăla când am făcut-o. Mai ai bani în cont că eu nu am acum luna asta. Dă tu, eu am vândut, apropo de albă ca zăpada. Eu mi-am vândut aia mea, era a mea. Era a mea, că am luat-o eu înainte să fiu cu ea. Aveam un Volkswagen Passat CC și am dat-o pe aia și am dat avans la asta. Ratele, cine le plătește? Păi plătește cine se nimerește, înțelegi? Ne-am împărțit. Eu plătesc BGS-ul și nu știu ce. Nu e panică la noi. Important e bine. Știi că oamenii vor să știe. Aoleu, cine câștigă mai mult? Băi, odată câștigă unul, odată... Real, și eu voiam să întreb asta. Da, adică nu apare niciodată chestia asta în familie. Băi, mai du-te mă... Nu. Doamne, iartă-mă că până la urmă eu câștig mai mult. Nu, bă, nu sunt foarte jignitor. Este. Și de partea bărbatului și de partea... Da, este. Ar fi... Păi, stai, mă, construim împreună. Adică, știi, e... Ziceai de salariu astronomic, încă l-are. Știi, nu, mai l-are de mult, când a fost și pandemia. Nu. Bine, și atunci nu era plătit de televiziune, Gabriela era plătit de o casă de producție. Da, am înțeles. Era plătit de Canal D când era el, alte deal-uri, mă rog. Da, ok. Acum, na, cum se mai poate. Dar ideea este că se muncește și muncește foarte mult. Eu trebuie să o apreciez pe ea că ea pleacă seara, că atunci e prime time-ul. La mireasă și nu stă cu fetele, ceea ce o doare și pe ea. Iar ea trebuie să mă înțeleagă pe mine că nici mie nu mi-e ușor, că m-am stopat din ale mele și pot să spun că am pus cariera nu pe locul 2. Sunt fetele, familia și mai sunt 3 locuri libere și după aia e cariera mea. Nu-mi pare rău. Am așa un pic, mai apucă uneori și băi, sun acum, vin la studio, hai să mai facem. Dar pot să zic că cu mâna pe inimă că da, m-am renunțat voit un pic. Puteam să mă duc mai sus, încă mai pot, nu sunt bătrân, dar sunt așa, stai ușor, nebunule. Ești și mă uit la documentare cu Robbie Williams, cu de-aia până ce au trecut și zic că alegeți familia cu Quincy Jones, am văzut iarăși pe Netflix, cât a plecat de acasă și rămân traume la copii. Eu am zis, bă, nu, eu stau cu copii, o să-i duc unde plec și pe eu le iau cât se poate, adică cumva conștientizez care ar fi problemele la mama. Acum, într-adevăr, artiștii, de exemplu, Pink pleacă mult cu toată familia, dar cât sunt ca Pink? Cred că nici Smiley nu și-a tot timpul copilul la toate concertele și pleci zile, știi? Adică se poate ajunge la un nivel să ai condiții să mergi cu toată familia, dar ia-i de la școală, ia. Păi asta zic, exact. Păi stai, tu iei și cum, știi? Înainte Elvis, de exemplu, că ăla e cel mai mare exemplu și am văzut și filmul și așa și nu vreau să ajung așa, că să iei decizia, că el practic nu putea să mai iasă. Și fisa era acolo, țin minte și acum la aeroport și unde pleci? Plec.
Și s-a suit în avion și a plecat, că nici nu mai avea, că toată lumea îl strânsese la vânzări. Da, da, da. Și nu vreau așa. Știi? La un moment dat am întrebat-o pe soția așa, la un par de șpiz. Băi, bine, tu ți-ai fi dorit un Elvis? Uh-huh. Sau cum sunt eu, un taviclon de așa? Și zici, tu ce crezi? Nu, așa. Știi, adică să fii tot timpul plecat, să aduci foarte mulți bani, să ai nu știu ce în autoritate, să ai condiții așa și tu ești plecat. Uh-huh. Și pe vremea nici nu se putea să, nu știu de ce nu se putea să ia pe Priscila și pe, ia, crezi, bă, toată gașca, nu. Eu nu luam și profesor cu mine, eram, zic, hai că mutăm școala unde sunt eu, cum ar venea un concert în Arizona, mă duc în Arizona, am luat și copilul. Când s-a născut Victoria prima oară, când m-am uitat în ochii ei, am zis, un stadion, visam stadioane, visam, eram, pă, hai mă, acum, sunt pe val, să facem la casă, în producție, piese. Eu zic, băi, un stadion de zâmbete ale unor oameni care, într-adevăr, îi faci fericit și ai munca ta, nu dau pe un zâmbet al copilului. Se schimbă un pic și e normal, e natural. Asta nu înseamnă că, gata, publicul tău, nu, dar tot cu cine dormi seara? Cu exact. Publicul, că spuneau, băi, publicul, ok, te aplaudă, felicitări, ai câștigat și bani și seara, dacă nu ai familia, încep să-ți iei de-alea, că e singur, că a dispărut... Adevărat și poți să ajungi în niște puncte destul de urâte. Și dacă n-are cine să te scoată de acolo, cum a avut un noroc Robbie Williams, că tot o femeie a salvat, da, soția lui implicit. Și bine, toată echipa. Dar la voi cine pe cine a salvat? Eu încă n-a ajunsesem pe panta aia. Și thank God, n-am ajuns. Mă, tu ai fost golan înainte să o cunoști pe Gabi? Ce înseamnă golan? Un bărbat care știe ce vrea și care testa și el mai multe frecvențe, mai multe frequencies, înțelegi? Mai multe arome. Da. Mai multe arome. Dar am avut relații serioase, să știi. Destul de multe la viața mea. Da? Da. Ce însemna serios, Tavi? Două săptămâni? Nu, să știi că am avut. Chiar de o lună? Era o lună, o lună. Băi, am fost și plecat. Am fost plecat în America, pe vapor. Na, adică am avut perioadele mele, dar când am fost devotat, bine, nu pot să zic. În afară de asta, ce ai mai făcut? Tu ai făcut muzică toată viața, real? Numai muzică. Bine, da. Și televiziune, whatever. Când am fost plecat pe VAS, am fost de două ori, la 23 de ani am fost plecat pe VAS prima oară. Solist și prezentator. Da. Se chema cruise director, nu știu. MC, host, ceva. Da, și prezentam și dimineața eram și cu fetele la piscină, cu dansatoarele, să le spună aia, hap, hap, haideți băieții mei, fetele mele. Așa, în 2003 am fost prima oară plecat, deci m-am repetat cu o trupă, a fost foarte mișto. Aveam 6 ani în 2003, așa, trebuie. Înțelegi? Da, 2003 aveai, da. Și după aia am coat în America, tot cu band, cu show band, știi, live. Și a fost foarte mișto, da, perioade de experiență, după aia am 24 de ani, hai, trece acasă. Că se lasă în contract cu Bandidos, Foștii Moschito, mă rog, nebun. Adică alții au plecat în Bahamas două săptămâni, în vacanță, că se renova vaporul. Și eu din două săptămâni le-am dat banii pe singur, că trebuia să-mi plătesc singur biletul din Miami. Dus întors să fac o piesă cu Bandidos. Cam cât îmi doream eu treaba asta. Ok. Nu, în Bahamas, stăm aici, hop, hop. Deci tu ai fost obișnuit cu munca, dar și cu banii, poate din copilărie, de la o vârstă fragilă. Îmi imaginez că aveai niște câștiguri consistente, da, și atunci. Da, pe forța mea, că îmi trimitea mama sarmale la pachet la facultate, de pe la 23 de ani, da. Atunci mi-am luat prima mașină cu bani jos, mă rog, o Solența. Da, băi, erau vreo 7.000 de dolari. Echipare Clima? Acum. Sau ce ți-a? Băi, nu, am luat-o... Băi, nu Rapsodia? Nu, Confort. Confort. Eram... Da, și de ce? Pentru că eu am venit cu bani și îmi vreau mașină. Da. Și zic, doamne, stai că puțin să faci o programare, vine într-o săptămână, încât eu mâine plec la plecat la București, da. Eu vreau mașina, ce aveți în curte? Asta, foarte bună, eu vreau un verde, nu știu care, una albastră, superbă, dar nu e cu aer condiționat, e minunată, nu trebuia. Bă, nu înțelegi, m-am stat cu sacoșa, am dat aia, am semnat contactul și am luat mașina. Banii de pe vapor câștigați. Banii câștigați de pe vapor, da. Da, mă, așa am zis că se face, cum dacă am banii, nu-mi dau aia pe acolo, pe stoc, ceva, trebuie să aibă. Da, trebuie să aibă, da. Într-adevăr, avea una și mi-a dat-o. Nu mi-a dat-o. Atunci a doua zi, dar tot a doua zi mi-a dat-o. Nu, da. O săptămână, două, o lună. Bă, destez, mă, o să sacoșe aici. Și ai mers cu GD-ul, cum a venit. Că n-avea climă, mergeai cu GD, că altceva ce să... Da, 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 a fost foarte... Deci, și facultatea ce ai făcut la București? Nu, am făcut la Brașov, construcții aerospațiale. Am poveste lungă, am fost la Academie. Inginerul nostru în avioane, cum ar veni? Păi dacă eu am dat la Academia de Aviație, care era tot în Brașov. Și am zis, mamă, ce mă fac Top Gun acum, Tom Cruise e nimic. Jucărie, da. Și era mare ai armată. Ai ceva așa în Tom Cruise. Mare armată, frate. Cum am ajuns acolo, erau, țin minte și acum, într-o duminică, m-am dus, era ora 5 după masă, trebuia să ne prezentăm până a doua zi la 7. Că unii veneau cu trenul, de pe unde, până a doua zi la 7. Și atunci mă duc acum.
Ce mă trezesc eu la 6 atunci? Mă duc acum, mă întorc și după aia. Tu tot cu spiritul de artist mă trezesc eu la 6. Bineînțeles. Astăzi. Și mă duc și dau acolo, uite, am venit, am sosit, am semnat. Și acum mă duc, mă așteaptă gașca de prieteni și mă întorc la 10, la 11. La... Nu, nu, două luni nu mai ești, că e instrucția. Bă, știți, copaci, dar mă întorc înapoi, Gogule, nu-i nimeni aici. Nu a venit nimeni, mă duc și mă întorc. Nu aveai bagaj cu tine, n-aveai chilos curat, cum ar veni. Bă, băiatule, nu m-am lăsat să ies în ora și am zis, da, e un an stau. Și un an stau, că mai puteam să plec atunci. Că e semnat, e făcut. Da, da. Și plus că dădeam, toată lumea dădea la ASE, la drept și la politehnică. Și da. Eu zic, bă, nu, mă, nu. Eu nu dau... sunt eu ca ceilalți. Ce îmi place mie? Sportul, eram tătic, matematica eram bine, da. Psihologie și engleză. Unde poți dau? La academie. Perfect, mă, acolo am dat. Din astea. Dar eu nu știam că de fapt e cam, nu e top gun, înțelegi? Și după aia m-am transferat ca să nu pierd anul. Da, când, păi, dar cum n-am cântat și acolo, dar am scăpat de o grămadă de sectoare de alea. Am fost la Sibiu, la nu știu ce festival cu armata, cu manda, eram trist, rău. Mă rog, nu eram, eram ca o pasăre. Băgai de astea cântece patriotice cu armata? Bă, erau... nu. Fanfara militară? Da, nu le știam pe astea, tot de ale mele băgam, dar mai spre folk, așa. Da, da. Da, erau niște combinații, dar eram ca o pasăre într-o colivie, frate. Era, mama spunea după aia, că băi, erai transformat. Eu abia așteptam să pleci de acolo, deci nu era. Și am plecat și ca să nu pierd anul, m-am transferat la facultate. La universitatea, ce puteam, aeronave, frumos de altfel, construcții, cu avioane, cu elicoptere, cum. Și m-am transferat acolo, băi, m-am simțit, era 12 ziua și eu nu eram la cursuri, eram, vreau să chiulesc astăzi, să nu mă duc la cursul ăla, da, asta e, bă. Și am început iarăși cu festivalul, cu muzică, cu, da. Deci tu n-ai renunțat niciodată la pasiunea și la dragostea ta pentru muzică? Nu, și am avut destul de mult noroc că m-am putut întreține din lucrul ăsta, știi, au fost și momente grele, foarte grele. Dar cumva tot timpul când eram la limită, pam, mai apărea una. Apărea ceva. Apărea ceva, hop, da. Noroc, domne, cum da, ar veni. Da, da. Am avut și prieteni care m-au ținut la început în București, nu aveam unde să stau. Și m-au ținut la ei, după eu fiind băiat așa păduri cu trei eram. Da, nu, am fost și ajutat, dar și eu am ajutat la rândul meu. Și mai doar mai da, mai îndeplas, că nu știi. Așa, nu știi. Să înțelegi, da. Trebuie. Da. O mâncărică, o ceva cald. Da, când am fost în București, atunci la început chiar a fost un pic de haos. Da. Dar după noroc aia... că te-ai descurcat și că reușeai să câștigi simpatia cât să și rămâi. Păi, așa era pe scenă, știi cum e că... Păi să știi că eu nu m-am apucat de chitară, cum s-au apucat mulți. Ca să impresioneze fete. Eu m-am apucat pentru că chiar îmi plăcea chitara. Uh-huh. Ce crezi? Îmi plăcea. Îmi plăcea de Elvis, îmi plăceau de ăștia care cântau la chitară și îmi plăcea chitara. Mulți s-au apucat pentru să impresioneze din fetele. Această, după da, eu mi-am dat seama și de beneficii. Și am zis, ia să mai studiez un pic. Side effect-ul, cum ar veni. Ia să mai studiez că vine cu niște ceva la pachet, la înțelegi? La corda sensibilă, cum ar da. Funcționa. La fel, când eram mic, îmi doream diverse chestii, să fiu polițist, să fiu pompier, să fiu... Nu, de fapt, eu doream să fiu actor, de fapt. Să pot într-o chipată. Nu dădeam seama asta, scuză-mă un pic, deja fanii mă caută gagicile. Băi, am venit la tine și... A explodat online-ul. Să vezi cum o să fie la mine. Mamă, deci, da, mamă, zic sincer, deci dacă am iubit acasă, dar după episodul ăsta, știi ce o să se facă la mine la ușă? O să zic, de unde știi tu? Exact. De unde? Da. Că am împrumutat din farmecul lui Tavi Clonda. Ești drăguț, ești drăguț, vrei să-ți mai fac vreo declarație, de asta mă... No, nu, am o întrebare, dar e incomod. Aulu, asta nu-i pe hârtie? E de la tine acum, ți-a venit? Da. Da, bagă, tată, bagă. Ești foarte volubil și... eu am curiozitatea asta și am întrebat asta mai mulți oameni. Domnul Tavi Clonda. Da. Mamă, nu știu cum să formă. Bine, mă, soția a pozat în Playboy. Băi, da, am aflat și eu după ce, adică după... Eu mă gândeam că tu îmi vei fi zis că de când am văzut pictorialul ăla, am avut o pornire interioară care a fost greu de stăpânit. Corect, e bună întrebarea, dar fii atent. Eu fiind băiat deștept, da. Nu mă arunc așa ce văd la televizor, ce văd în reviste, că nu știu dacă se întâmplă, dar undeva în subconștient, dacă atragi, da, atragi și muncești pentru asta, înțelegi, la asta, da. Atragi. Băi, sincer, mai mult decât acel pictorial, da. Mi-a plăcut, nu știu dacă știi, FHM, da. De vreo două ori a pozat, dar una, bă, a fost, era senzație și acum îi spui iubirea, așa ea.
Și da, mă, îți dai seama că e un vis împlinit până la urmă. Băi, am fost cu, sau sunt cu... Dar niciodată nu m-am gândit... Atunci noi când ne-am cunoscut eram foarte chitiți pe muncă și ea și eu. A trecut repede în 2-3 săptămâni. Dar era primul contract. Bă, dar era o tensiune în platou acolo când intrați, era ceva de... Bă, era, da, asta după 2-3 săptămâni, pentru că la început am zis, era primul contract în care puteam să îmi plătesc colegii. Era Taviclon da Band, era primul an. Deci da. În ianuarie am făcut Taviclon da Band, plecase din altă trupă de cover-uri, după Bandidos, Boschito, așa, așa. Am făcut parte din alt proiect da. Și după aia m-am făcut-o singur. Bă, hai să-mi fac eu singur. Și din ianuarie până în septembrie am reușit să facem rost de contractul ăsta. Și eram așa de bucuros că pot să-mi plătesc colegii, să le dau salariu fix. Eu o să câștig și eu, să fac meseria și să fac și într-o emisiune așa zi de zi, mi s-a părut fabulos. Și nu prea m-a interesat pe mine nimic. Mă uitam așa, dar mi-era frică, mă dau ăștia afară, mă dau dracu la frână. Nu, eram foarte serios. După aia când am văzut așa, că chitara merge, vocea merge, ratingul e bun, am început să ne gândim și la asta. Gândind amândoi. Ea a zis, bă, la locul de muncă, nu, că așa e, știi, ea cu televiziunea, cu asta nu se întâmplă la locul de muncă. E o rigoare corectă. Dacă se întâmplă, ce n-ai mai face? Nu poți să controlezi, da? Știi ce mi se pare mie la locul de muncă, că nu prea se face așa, d-astea. Știi? Nu mai zic cum. Pasagere? Da. Că se strică. Se strică rău, da. Nu, dacă am rămas și dovadă că am rămas. Da. Altfel e, se gestionează altfel, da. Așa, când se zic, mai noi trebuie să mai revedem, aoleo, ce mai fac. Bine, acum a fost un risc. Dar noi clar că puteați să nu rămâneți. Dar era un, și toată lumea spunea, asta e de imagine, asta așa, asta așa. De imagine, uite ce imagine de vreo 10 ani. Dar, cum să spun, era un risc. Dar luând lucrurile treptat, eu nici nu închisesem, terminasem povestea dragoste cu fosta prietenă. S-a scris și atunci, că ba, a fost o nebună. Tu nu mai erai într-o relație atunci ba, eram, cu intrarea emisiei. Eram. Și Gabriela nu mă întreba deloc și eu nu știam cum să-i spun, dar a mea era pe terminată relația de mai mult timp, dar era o complicăciune, stătea la mine. Da, nu și oricum, contează. Și oricum, eu am terminat, dar e la mine în pat. Și oricum nu te-ar fi crezut, m-a adică aveai zero credit, nu exista. Deloc. Nu mă întreba nici și ai pe cine... No. Asta un băi, fabulos. Și dacă te-ar fi întrebat ce îi ziceai? Asta era. Îți spuneam adevărul. Deci le-am dat tot amânam un moment și până la urmă am zis, băi, trebuie să-i spun, frate, că totuși cred că vrea să afle despre ce se întâmplă. Că deja presa a început să se vadă și am zis, băi, uite, sunt într-o relație, dar e pe terminate, nu că te-am cunoscut pe tine, asta accelerează un pic procesul. Accelerează un pic procesul de despărțire, într-adevăr, dar nu s-a încheiat, adică nu s-a încheiat în sensul că stă la fizic, mine. Fizic, stă la mine. Avem proximitate, da. Da. Și atunci, și n-are unde să se ducă. Și eu nu pot dau afară. Milă? Bă, nu milă, dar nu... Empatie, nu-ți pica bine. Nu milă, că nu pot zic că era demnă de milă fosta mea. Era o fată foarte mișto, o femeie foarte mișto, dar n-aveam cum să duc. Bine, mai și trăgea cu dinții, poate ne împăcăm, mai stăm aici, mai una alta, mai o prăjitură asta, până la urmă. Dar nu funcționa, știi, nu mai funcționa de mult timp, de vreun an și ceva. Adică nu... Cât ai stat cu ea? Băi, vreo 4 ani. Vreo 4 ani, cred că da. Enorm. Să nu o jignesc, dar 4 ani, dar nu mai știu că au trebuit ați. Long-term relationship. Da, dar ultima nu mai era așa, ne împotmolisem cumva, nu știu de ce. Ne împotmolisem și... Se blazase, se plafonase. Da, se plafonase, da. Nu mai avem o să creștem, știi? Și cu ocazia aceasta s-a și produs planul ruptura și am fost mai liber în sensul că să fiu fair așa, nu știu de ce. Vreau să fiu fair, femeia asta merita pe cineva, orice femeie merită ceva fair, știi? Exact. Chiar dacă la început mai așa, 2-3... Așa s-a întâmplat, 2-3 mingi, dar după aia la un moment dat, băi, gata, hai să vedem dacă facem ceva sau nu. Eu nici nu știam povestea ei că a fost așa de tristă cu fostul soț, exact. Mediatizată. Fugeam de atunci de scandaluri de astea, nu prea știam eu. Așa am văzut că era bine, arta bine, era ok, nu mai știam. Dar după aia mergea mai povestit și ea și cea mai și așa a fost... Ai băgat sârciul da, la și mare. Eu nici nu știam când cântam piesa de la Direcția 5, o fată că aia merita toată iubirea ta. Eu nu știam că se potrivea mănușe, ești nebună, adică i-a meritat, dar tu nu eram, bă, da. Și eu zic că am fost până la urmă fer, dar mi-a zis, bă, dacă mai stăteai o zi, două și nu, așa, hai că ești. Și la fix am simțit momentul și cât, am spus... Cât ai stat în paralel? Vreo lună, cred. E ceva. Vreo lună, da. Mai ales că femeile dar la un moment dat nici mai munceam acasă. Nu mă duceam acasă, rămâneam la Gabriela. Spre final. Nu te întreba? Păi ba da, îi spusesem.
Da, da, a fost mamă, un pic... Mamă, ce situație! Da, nu, nu o știi pe toată, presa n-ai citit, atunci nu ești informat. Ei, a trecut de multe ieri! Nu, n-ai înțeles. Ah. A zis că e și însărcinată cu mine. Deci se complicați. Și un prieten și mi-a zis, stai mă că lovești de o iepură odată, rămâi și cu Gabriela și faci un copil cu... Băi, mamă, mi-au trecut, nu știu ce acum când mă gândesc... Păi și când ai zis că e însărcinată și Gabi a aflat treaba asta, cum a reacționat? Păi îți dai seama că i-a trimis și ei mesaje, au fost un pic niște chestii. Mamă, era să o pierzi, era să o pierzi. Băi, nu, că stătea de vorbă cu mine, știi? Dar nu era de acuzat nici... Ce credit ai tu? N-avei. Păi n-aveam, dar trebuie să mă asculți. Trebuie să mă ascult și părerea mea, că dacă tu îmi pui cuvinte în gură și eu nu ți le-am spus, adică trebuie să cer ca și într-un proces. Ascultă-mă și pe mine ce am de zis. Și eram sigur că nu e adevărat, știi, dar o femeie, o leoaică, de așa face orice ca să, nu? Da, să-și păstreze. E normal, deci nu e de acuzat cumva, teren, așa da. Fac fetele, când simt așa, luptă și cu toate oamenii. Și bărbații ar găsi o soluție. Și bărbații găsesc da, alt în altă zonă, exact, da. Da. Știi, adică ea lupta pentru mine, ceea ce era de apreciat, dar nu mai puteam să fim împreună, știi? Și nu, da, sper că nu te superi pe mine, nu știe lumea de ce e vorba, dar... Era cunoscută? Da. Nu era okay, cunoscută, dar atunci am luat. Eu vreau să ne întoarcem la... Deci... Bă, dar ce mi-ai făcut să spun acum, bă, băiatule, băi, deci Playboy-ul. Da. Deci nu... Nu, mai n-ai avut nicio pornire când ai văzut pozele? Pe vremea aia îmi plăceau blondele. Ah! Chiar și o fostă iubită s-a făcut blondă pentru că îți plăcea ție blondă. Da, dar mie îmi plăcea de ea așa cum era, nu trebuia să se schimbe, știi, dar cumva era mai, era puștan blonde. Pamela Anderson, aceea, toate eram cu d-aia. Clișeul, da. Știi, hop, sac. Dar între timp mi-a trecut, știi, mi-a trecut. Nu, dar nu ți-a părut niciodată ciudat că așa. Niște bărbați la au rândul lor... Au văzut o goală pe Gabriela? Au văzut o goală, da mă, da. Băi, ba da, dar m-am alinat așa, stai mă puțin, ia te și cu ginuța, stai mă și cu ăia, după aia du-te afară în străinătate, da. Acolo era o chestie foarte bine privită, da, înțeleg, dar nu adică, e mai stigmatizată situația. Da. Nu mi s-a părut, am zis, bă, important e că ei doar se uită, eu sunt aici. Da, asta e un pic o destupare la minte, dar după, păi eu aveam altă chestie. Eu să mă căsătoresc cu o femeie divorțată? Ciudat. Nu eram de aia cu virgină, că aia era da. Chiar așa. Dar dacă tu ai greșit, mamă, ce să-ți fac? Dar după aia ai stat și ai mentalitate de idiot. Așa. Exact. Da, nici s-a mai pus problema, nici am și uitat că a fost căsătorit. Adică, știi, adică nu... Este niște mentalități, niște bariere puse un pic de societate. Nu cu părinții, că nu aveam discuțiile astea. Cumva, vai, toți am făcut așa. Acum, știi, nu. Nu mi s-a părut absolut nicio problemă și zis, din contră chiar am și uitat că am mai avut. Și ea a zis, bă, nici nu știu ce am mai fost. Știi, a făcut și pauza aia foarte mare. Uh-huh. Noi bărbații nu facem. Eu după o despărțire în care eventual sufăr sau nu sufăr. Te arunci într-o altă direct. Conjunctură, wow, să zicem. Stau singur o zi, stai, mă, vedem noi. Și greșim de multe ori. Dar fetele... Îți trebuie timp să te regăsești, da, poate? Da, să vezi un pic, nu, că nu înțelegi nimic, te-ai vindecat, de fapt. Celălalt a fost un pansament, exact. Dar pansamentul ce-i faci, nu? Exact. Se strică și-l arunci. Și tu chiar mai dacă ții... ți-e greu și îți bagi joc de niște oameni în procesul ăsta al tău de healing, exact. Poate. Exact. Și nu e ok. Ea a făcut asta un an de zile, a fost pe clubăreală, pe discotecă, nu i-a trebuit nimeni, doar prieteni, doar ce făcea ea așa și s-a vindecat. A putut să facă lucrul ăsta. Bă, băiatule, și cumva s-a ajuns în punctul în care... Fiecare v-a scăpătat încrederea celuilalt, că de fapt cred că despre asta a fost vorba indient. Dacă nu era și o scânteie, poate că nu se întâmplau lucrurile. Corect. Dar vreau să întreb, care este prima ta amintire vie cu Gabriela înainte să fii cu Gabriela? Cum? Prima ta amintire cu Gabriela înainte. Povestesc acum, am înțeles. Înainte să fii cu Gabriela. Păi aveam ședință, că erau mai multe band-uri. Să aleagă, ea trebuia să aleagă un band pentru emisiunea ei. Și producător... Deci ea dicta acolo situația. Da. Cum e de altfel normal, producătorul a zis, bă, tu trebuie să ai chimie cu solistul respectiv, pentru că vreau solist ca să fie fată băiat, să aibă comunicare. Uh-huh. Și tu trebuie să ai chimie cu băiatul ăla ca să puteți să faci o glumă, vrem să-l integrăm în așa era, pe vremuri cu band-uri, bugete, acum ai emisiune, mă, așa. Dar ce, că așa se făcea și la Măruță, adică era red blond pe vremea... Da, bine, acolo era, să zici că erau și două fete, era și un băiat, erau mulți. Da. Dar ei vreau... Dar era un trend, asta da, era exact, ideea, da, era da, un da. Trend.
Și ce era, ce era foarte frumos, frate, dar nu mai au bugete acum pentru band-uri, e foarte mișto. Acum, mă rog, în afară încă mai sunt band-uri. La late night-uri, basically, da. Da. Așa, bun. Și să aibă, așa, și hai să ne vedem. Asta a dus un solist, a fost sau văzut și pe aia să mă duc și eu. Băi, rău căldură, am zis, băi, întâlnire ca lumea, mă, office, nu știu ce, îmbrac și eu pantalonul, am zis, bă, mi-e cald. Eu mă duc artist cum sunt, n-am mai eu, pantalon scurt, lanțuri ce avem eu pe acolo, mă duc. Și m-am dus. Ce crezi mea? A mea și m-a dezbrăcată, pantalon scurt, mai eu. Și spunea, asta apropo de prima amintire, în birou acolo, mese de sticlă, canapele. Și am pus picioarele sus pe masă și așa, era și vara, așa era o sezonat. Cumva, i-am întrebat după aia, băi, dar cum ți s-a părut așa că am fost eu? Că ea vrea să pare așa, cumva bossy, știi? Uh-huh. Și mi s-a părut normal, nu m-a nici ofensat, nici mi s-a părut foarte mișto că ești deschisă, ești, da, mă, stăm așa. Oh, și acum, și ce piesă mai cântați din La Major? Și... A fost foarte lejeră, știi, foarte mișto. N-a fost deloc jignitoare și nici n-a vrut asta. Și ei a plăcut că nu m-am intimidat. Știi, zic, sau să zic, ia uite, bă, și bă, se dă mare prezentatoare și asta. Bine, nu-ți imagina că era crăcită. Dar aveam o poziție ca și când eram doi prieteni cu producătorul. Dar și nu ne cunoșteam de mult. Da, și de mult și ei să trecem peste formalități. Formalități și așa, e foarte mișto. Asta e prima amintire, nu eram cu ea. Dar tu înainte o știai? Adică, băi, ți s-a părut vreodată o femeie sexy, ai văzut-o la televizor și ai zis, băi, Doamne, ea, dacă mi ajuți, ar fi o idee bună să ajung acolo. Știam cumva de ea, m-am uitat pe Facebook, cred că i-am dat... Ai stalkerit-o, Tavi! Eram prieten pe Facebook. Nu, Tavi, se numește deci că ai stalkerit-o, da, mai prieten. De mult cândva i-am dat cerere și ea mi-a și acceptat-o. Da. Deci eu știam cumva, nu mai îmi plăcea în ultimul timp de ea la televizor. Deci ce nu... Dar nu, stai să zic, da, i-am și zis. Iubire, erai nașă, erai nasolă. Se vedea că ea are probleme acasă. Da, nu mai era, nu, din punctul meu de vedere, în ultim, nu mă uitam la mireasa, ești nebun, sau la noră pentru mamă. Dar mai apărea pe la emisiuni, băi, nu, avea un coc de ăla, tăia znașe, băi, uite, femeie frumoasă, ce trebuie? Acum puteam să-i zic, știi, după mai mult timp. Da, da. Băi, nu eram ok acasă, știi, povestea, nu era. Se vedea că nu era, băi, când așa am zis, eu, dacă îmi pui o poză cu ea, eu spun dacă e cu mine, în poza aia era cu mine, sau dacă e înainte. Dar nu mă refer... Da, deci, da, da, înțeleg, deci, înțeleg. Și atunci este, aici nu erai cu mine. E glow up-ul, pur și simplu, da, glow up-ul. Da, da, știi? Și nu era atunci, nu era pe, nu juca pe partea mea. După aia, între timp, cum a și evoluat după despărțire și cum s-a vindecat, practic, atunci era femeia de care m-am îndrăgostit și care chiar mi-a plăcut. Dar înainte se vedea că are ceva, nu mă atrăgea. Uh-huh. Ok, prin simplu fapt că probabil când ai niște energii destul de proaste, să zicem, tu vii și faci treaba asta fix la nivel de muncă, pentru că poate exact. Și tu ai fost supărat vreodată, ai intrat pe scenă și n-ai livrat, adică tu în interiorul tău știi că n-ai livrat cum trebuia să livrezi, dar oamenii nu trebuie să vadă chestia asta, că nu e exact, normal. Exact. Adică cam așa ei fost, trebuie să vadă o versiune bună a ta. Da, știi ce întrebare puteai să pui de asta, n-aveai de unde să o știi? Nu cred că a spus-o nici ea într-un podcast, nu cred că a zis-o, o zic eu acum. Băi, ea mă știa pe mine. De la un videoclip, noi am fost cu Bandidos pe ProTV, că ești tânăr, nu știu, da. Pe ProTV când era atunci tânăr și neliniștit și mai puneau ei de la Media Pro Music mai câțiva artiști. Și unul dintre ăștia eram și noi până 2007, 2008 chiar, 2008. Și aveam un videoclip, eram îmbrăcat în, de fapt eram îmbrăcat, era videoclipul alb negru și aveam lentile de contact verzi. Și mă știa aia de atunci, mă. Și am zis, băi, te știam pe tine. Și mi-a plăcut clipul ăla foarte mult. Ai fost covârșit. Am zis, uite că reciproc, adică nu numai eu știam pe ea, mă știa și ea pe mine și chiar a plăcut un videoclip cu mine. Și am zis, ce mișto. Deci cumva, cred că și aia a contat, cumva, mă lua de undeva. Nu am apărut eu așa, stai că, cine, știi, cumva, a ajutat mult chestia asta, probabil, să... Când voi ați fost meant to be? Cum? Voi ați fost meant to be? Cumva? Adică crezi că și toate experiențele tale și toate experiențele doamnei din trecut au fost făcute pentru a genera niște lucruri negative astfel încât voi să ajungeți la un final pozitiv? Băi, da. Asta nu e aceeași întrebare dacă sunteți suflete pereche, că acolo e altă discuție. Nu, suflete pereche e mai complicată treaba, dar întrebarea ta e foarte bună. Îți mai povestești și pe asta? Da, te rog. Băi, băiatule, da. Te rog. Și am... clar motive să cred că este asta, în afară de cei doi copii, că meant to be, am făcut doi clar, copii. Clar. Deci fii atent.
Înainte de contractul ăsta cu Canal D, cu Te vreau lângă mine, unde am cunoscut-o pe soție și ce am făcut cu ea, restul istorie, 2013, vara. Bun. Nu mai aveam contract, eram cu Tabi Claude Abel, dar ce dracu fac? Hai să fac, bă, sună cineva, hai mă la Vocea României. Deci mi-e rușine să spun asta, poa, să-mi dea cu hate, da, ce, da. Eu știu ce sunt și ce pot. Și fii, hai la Vocea României. Că echipa cu Greta, cu Uda? Băi, Vocea României. N-aveam ce face. Ha, mă, merg, care-i problemă? Mă duc la Vocea României. Mi se părea că așa nu mai sunt chiar cu ștan, așa, mă duc pe la Vocea României. Uh-huh. Eram și cu bandidul ăsta. Trebuia să demonstrezi cumva, adică dacă da. Te duceai, trebuia să o rupi. Da, și eram, am fost totuși artist la Media Pro Music. Am avut un album întreg la ei, mă duc așa, parcă o iau înapoi, outsider, așa. Cum ar veni, da. Nu prea mi-a plăcut ideea și am făcut-o într-adevăr cu jumătate. Dar stai să vezi. Hai, până la urmă accept. Mă duc la Vocea României. Așa, prima fază, m-am dus la Brașov, mă duc la București aici, mă duc la Brașov, că oricum eram la Brașov, m-am trecut de nu știu ce probă, hai să alege o piesă, ce face, ai, nu știu, am ales o piesă, nu știu care, Tom Jones, nu știu care, nu se poate că a luat-o, ce, a luat un prieten de-al meu cu două numere mai în față. Bine, care e numărul 2, o piesă, Wherever You Will Go, o piesă frumoasă de altfel, dar nu era pentru Vocea, mă rog, Wherever You Will Go și pe ei chema trupa, nu știu cum, greu, de ținut minte, greu, bun. Ha. Bă, băiatul, trecut sunt toate probele, urma prima televizor. Blindurile. Nu live-urile, prima... Blindurile. Blindurile, da. Adică în studio deja așa, da. Că erau înainte încă vreo trei presele. Da, ei stăteau cu scaunele întoarse. Da, pam, dar pam, deja era emisiune, deja erai pe post. Da. Bun. Băi, mă prinde, era vară, cald, stăteam la etajul 10 într-o garsonieră. Bă, mă prinde o răceală, cum n-am avut în viața mea, m-am operat de polip și de amigdale la 6 ani și de atunci beau rece, mănânc rece, treci cu excavatorul peste corzele mele vocale, eu sunam. Da, okay. Bă, atunci, dar nu că răceală cu muci, nu puteam să vorbesc. Bun. O laringită, ce doamne, bă, rău, bă, vara. Prietenii mei pe la mine, ăștia la repetiții, că se făceau repetiții cu Mona Segă, mam, repetiții, frumos, repeti tu, de vreo 3-4 ori se repeta. Ca să iasă frumos momentul, să știi tonalitatea, mă rog. Și eu nu puteam să mă duc la... Ce dracu am, bă? Ăștia cu bere, pe la mine, pe garsonieră, vin, țigări, nebunii. Eu, bă, ți-mi zice acum, îmi făceam inhalații, dar le puneam prosop așa, pe ce era cald acolo, ceai, mi-au dat ăia, ceai, nu știu. Și mă gândeam, băi, Dumnezeu mă încearcă, cred, ăsta e drumul meu, Vocea României. Trebuie. Încearcă să vadă dacă chiar vreau. Îmi spuneam, băi, nu fumez, nu beau, nu fac nimic, băi, ca la carte, tot, mamă, inhalații, nu, în viața mea nu făceam pentru nimic, puteam să-mi conjur. Mă rog, îmi trece cât de cât așa Vocea, mă duc și eu la o repetiție, cât de cât, nu forța, am cântat o dată. A doua ori nu mai cânta, că mâine ai ăla. Bun, asta e, băi, m-am încercat, mă, ții mai bine, eram praful gâtul, dar oricum, na. Îți indusese și tu că e mai ok. Da, mai trecuse că nu puteam să vorbesc. Da. Și fie aia, mă duc acolo, mă duc la toaletă, niște chestii foarte, de vezi dacă ești fost drăguț. Basistul Loredana Groza, pe care o cunoșteam și așa, de când am fost la Ploaia de Stele, de mătușe mea, doctor, băi, eram gen cunoscut. Era acolo. Da, mă, da. Cunoșteam, aveam numărul de telefon, ore. Și era în jur, basistul vine la toaletă. Uh-huh. Ce faci, bă? Păi a venit și la Vocea României, bă, dar ce drăguț, ești nebun, ce drăguț te-a apucat. Era și Vocea României la început așa, parcă nu era, mă rog, cumva. Dar m-am venit și eu, că a venit și eu când știu. Zice piesă să-i spun, sper cum se supără basistul, dar nu mă, că e Caterinca. Și adevărul e mișto. Zi-mi ce piesă să-i zic Loredanei să se întoarcă sau măcar să te asculte, să știi că ești tu. Da, da. Să știm o treabă, da. Să știm o treabă, să fii frumos, neapărat, dacă femeia nu se întoarce dacă nu-i place, dar ca să știi așa. Da, mă, lasă, ești nebun, frate, lasă-mă să fii surpriză, ești nebun. Mă, nu i-am zis, pe bune și super serioasă treaba, nu știu cât ți-aș procedat așa în locul meu. Și nu i-am zis. După aia se întoarce, zi, mă, și i-am zis, wherever you will go, wherever, ăla când a plecat de la toată, a și uitat, normal. Da. Da, a zis, da, cum? Da. Na, nici nu contează. Bă, și mă duc eu acolo, nu se întoarce niciun scaun. Mama, asta așa de prost. Da, m-am uitat pe înregistrare, băi, să mor, am cântat, n-am cântat prost vocal, dar n-am transmis. Bine, erau și alții mai slabi care au trecut, dar nu era asta important, eram, băi, lipsit, lipsea ceva, mă, și băi, lipsea ceva, dar rău, de tot. N-am cântat fals, dar nu era, nici piesa era așa liniară. Da, băi, nu s-a legat nimic. Nu libertatea să te miști, adică să confirmi. Nimic, dacă îmi dădea Tom Jones, mizerie, Kiss Sex Bomb, Kiss...
Kiss, începeam direct tare acolo. You don't have to be, se întorceau de la bam, bam, bam. Mi-a luat un prieten piesa aici. Băi, toate s-au legat, că apropo de întrebarea ta, am făcut așa, așa, toate s-au legat. A doua zi, frate, atunci ne-am dus, băi, oricum bem cu prietenii, de supărare, de bucurie, oricum bem. Am, bă, noi am făcut un chef acolo la etajul 10. Hai, nu mai fi supărat. În continuare recitat. Bă, era doliu la tine. Da, dar bere rece ce-am dat după aia, ca uite ce-am fost. Bun. A doua zi, frate, m-a sunat, hai să ne întâlnim pentru contractul la canal de niște bani, cu trupa, cu profesionalism, bă, știi? Și, de fapt, toate erau, de fapt, să nu mă duc. Înțelegi? Să mă oper. Da. Deci tu ai interpretat cumva. Da, inițial și am greșit. De ce. Da. Da, eu am zis că mă încearcă, trebuie să mă duc, să fac. Să fac frumos, da. Și, de fapt, era altceva pregătit. Ok. Da. Și foarte mișto când primești și răspunsul foarte repede, că dacă îl primeam peste 2 ani și am... A, stai, mă, că știi? Am primit imediat, a fost feedback-ul imediat, da. Imediat mi-a venit Dumnezeu cu cererea de asta și am zis, mamă, uite-o. Hai să bem iarăși, că acum, da. Deci s-au aliniat, da, foarte bine. Da, apropo de întrebarea ta, care a fost foarte ok. Nu știu cum director a mai spus chestia asta, dar a fost o revelație așa. Nu știam ce se va întâmpla, dar eu mă bucuram și uite ce s-a întâmplat, știi? Dacă eram la Vocea României. A, știi când am fost pe post la Vocea României? Că au dat aia cu blandurile. Nu, nu știu. De ziua Gabriele. Când eram, când, bă, ești nebun. Da, în octombrie, așa s-a nimerit. De ziua Gabrielei la ProTV, eram, a văzut momentul? Noi deja eram, noi eram la restaurant. De ziua ei, la restaurant, noi doi, 26 octombrie. Deja eram împreună de vreo aproape o lună. Deja presa știa, ne priseseră paparații, whatever, bla bla bla. Și se știa, și, mă, și primeam la telefoane, de ziua ei primeam eu, mam, și ea, mă, stai la ProTV. M-a sunat Greta și am zis, băi, Greta, mă, semnase contractul, a fost o chestie de contracte, știi? Dar eu dacă n-am trecut mai departe, dacă treceam mai departe, la revedere. Adios, că, canal. Păi rămânea... Da, aveai exclusivitate acolo, adică n-aveai cum... Da, n-aveai. Știi, dar așa, fiind numai o dată și n-am trecut, n-a fost problemă. Da, ți-ai dat doar acordul ăla de filmare, cum ar veni. Da, da, și a fost și foarte ok, foarte înțelegător, dar oricum știau că dacă mai... Da, exact. Da, și da, apropo, dacă luam, se întorcea vreo Loredană, vreo ceva, eram la Vocea României, ce s-a întâmplat, nu știu, dar ca idee, nu... Nu știu dacă se mai lipea. Înțelegi că luam apart, ben, cine știe ce făcea nevastă mea cu Bruna Solis. Ferească Dumnezeu! Da. Bate-ți! Nu, da, e foarte tare și... Lemn. Am găsit lemn. Da, da, da. E tare povestea. E tare, da, povestea. Foarte tare. Și când e cu autenticitate și cu adevăr așa, îți dă o chestie și... E tare. Lecția, cred că ar trebui să fie, dragi oameni buni, că... Te-am luat prea serios și vorbesc lucruri foarte profunde, tu vrei mai pe Caterinca, nu? Nu, ferească Dumnezeu, ferească așa, Dumnezeu, nu. Cum? Ideea e că cred că ar trebui încă de la început să știm bine și să ne stabilim ce ne dorim și ulterior să nu ne abatem neapărat. Adică probabil că tu atunci erai și ușor dezorientat așa și nu știai cam care ți-ar fi calea și cam care ți-ar fi drumul. Uneori mai facem lucruri cu jumătate așa, hai mă că tot n-am ce face. Hai că poate. Hai că și în relații facem de multe ori, noi bărbați, nu știu dacă și doamnele, zic, da, mai că oricum sunt singur, mai stau cu fata asta, de multe ori greșim, știi? Și nu, dar mă rog, a greși până la tinerețe e normal pe de o parte, dar ideea e să nu persistăm, adică în față ceva din asta. Și am învățat și dacă mi-am dorit de la început un lucru, na, nu îmi stătea nimic în cale, aviații alea, ce ai mă, na, nu mă oprea nimic, mă duceam în festivaluri, n-aveam nicio... Mă simțeam ca peștele în apă când mă duceam printre artiști, printre cântăreți, cântam pe scenă. Cum mă simt acum cu fetele mele, de exemplu, știi? La început când zburam fără ele și acum când mai zbor fără ele, mergem undeva, dacă sunt cu Gabriela, ok, dacă sunt singur, fără nimeni, fără niciun... Când suntem toți patru, cel mai bine, n-am niciun stres. Când sunt singur așa, parcum avionul ăsta cam se mișcă. Da, știi? Pentru că îți distrage atenția. Când ești cu ele, ești focused către altceva. Da, e, știi, da. Ai sentimentul ăla de confort. Da. Da, știi că de obicei oamenii zic că să zbori cu un copil și mai ales cu doi copii care sunt și mici cât de cât, e o provocare destul de mare. Băi, că sunt mici așa... Mă, am zburat, am fost la concert la Pink în Viena, Iris avea, deci din martie până așa, 4 luni. Vai! Da. A fost cu amândouă și am luat și pe mama, pe bunica. Și am fost la Pink, la Viena, bine, n-am, pe ele, pe, la concert nu le-am luat. Am fost la hotel, dar am fost așa. A fost. Erau niște decibeli acolo, ar fi fost destul de... Băi, dar am vloguri pe YouTube, chiar dacă puteți să intrați pe Victorienii pe YouTube, băi, vloguri de acum 3, 4 ani, 5 ani, băi... Ne uităm, eu de asta am început și cu vlogul ăla, să avem noi amintiri. E o arhivă, practic, a voastră. Da, e fabulos ce vedeți acolo, fabulos și pe timpul pandemiei. Și pe... Da, curaj, necuraj, părinții trebuie să fie curajoși, nu poți să-ți țină bebelușii doar într-un... Glob de sticlă, da. Da.
Și dacă sunt și amândoi cam mai, la fel de... Adică tu pe ei ești curajos și e ok, știi? Că dacă zicea mama, nu! Sau tatăl, știi că sunt și tați. Nu, a fost cât de cât iubire e ok, da. Bă, tu crezi că e ok? Da. Bun, hai, știi? Dacă te trage unul în spate așa, te faci și tu... Te văd eu pe tine când doar mai crește și ar veni cu vreun băiat acasă. Bă, am fost prima oară la petrecere toată noaptea. Petrecere în pijama, toată noaptea plecată de acasă. Ai stat cu grijă? Nu, pentru că știam unde le-am dus și ce se întâmplă și aveam acces și am primit și filmulețe, totul a fost minunat. Da, Tavi, dar tu ai crescut într-o lume... Când în cluburi, la petreceri și așa mai departe, tu ai crescut într-o lume în care ai văzut niște lucruri. Noi am văzut niște lucruri. Da. Și s-ar putea să te gândești la un moment dat că etițele tale fac din nefericire. Îți pui paharul sub roche, nu știu unde ții. Exact. Da, eu glumesc acum. Exact. Ne antrenăm așa la o petrecere în pijamale, dar lucrurile vor deveni serioase. Foarte serioase. Dar educația cumva de acum se face cumva, deși vor veni gărgăunii de la pubertate la spre adolescență, atunci... Recunoști că și tu ai avut. Da, toți am avut. Că am avut, da. Și în cazul meu am mai avut și eu secretariu cu mama, am o relație foarte bună și cu tata, dar cu mama vorbeam mai mult, știi că băieții cu mamele mai mult, mă rog, sau așa cumva. Și dar la un moment dat nici cu mama nu mai poți. De asta eu cu Gabea spun, bă, la un moment dat eu sunt foarte apropiat de fetele mele. La un moment dat nu o să mai îmi zic. Da, se întrerupe. Așa e treaba, nu poți să-mi zică chiar ultimul detaliu. Ea trebuie să le țină aproape. Acum, atunci vei interveni tu și de asta cumva trebuie să facem echipă, că știi? Da, acum îi spune doar mamei, îi place de... Eu iau de la școală și îi spune totul maică-sa că îi place de nu știu ce băiat. Tata, ce nu spui și mie că sunt supărat? Mă fac așa mișto. De ce sunt supărat? Da, de bine, dar te zic și ție. Deci cumva involuntar sau nativ către mamă. Da, e o proximitate către mamă, da. Eu o să le dau siguranță, nu știu ce, o să caute fată figă sau nu, să le dau așa o siguranță, o iubire asta de tată, dar mai mult Gabriela o să vorbească. Și pe etalonul de comportament masculin, mă gândesc. Da, probabil că da, așa am înțeles că cum mă comport eu cu Gabriela acum, cam așa vor dori. Vor fi standardele lor acolo. Da. Am vorbit mult despre viața de familie, am vorbit mult despre niște povești absolut fabuloase, nespuse și nerelatate până acum și îți mulțumesc foarte mult. Cu drag, cu drag. Acum o să vine și ultima întrebare. Când, Doamne iartă-mă, reprioritizezi cariera muzicală, Tavi, și ce ne... E bună asta cu Doamne iartă-mă, bravo. Băi, încep așa ușor, ușor. Am vrut să fac o piesă de Valentine's Day, nu că am vrut, vreau, a trecut. Acum vine dragobetele, se duce și azi. Noroc că vine și luna martie, tot despre... fac un remake foarte frumos, dar băi, am rămas acum, de câteva zile suntem fără copii și nu știu cum să stau mai mult în vacanță, înțelegi, nu fiind să fac nimic. Azi, după podcastul tău, o să mă duc să iau chitara să văd ce mai pot să fac. Dar așa mă relaxez, sunt așa într-un concediu. Bine, noi construim, am muncitori acasă, online-ul e online, filmulețe, postări, montaje, dar zic așa că pe partea asta... Sunt un pic așa... Relaxat. Spre leneș. Nu am stat de mult să nu fac nimic. Bine, stau cam o oră după aia, băi, să fac ceva. Dar așa, să stau așa, să nu fac nici măcar la film să nu mă uit. Să stau așa. Te uiți pe pereți? Să mă întreb ce să fac. Da. Stau așa un pic, ah, ce-am mai lucrat ăla, mă sună faianță, așa, pa. Dar cumva nu știu cum să explic, vreau ăsta așa, eu. Stau eu așa cu mine. Dar am avut deja două zile de astea, cred că sunt suficiente, hai la treabă. Sper ușor, ușor să... și chestia asta mi se pare așa, nu știu, învechită. Câte concerte ai avut? Băi, vei să spun ce... Nu, așa se măsoară și trupele de cover-uri și da, câte... da, poate să fie, că faci, dacă ai mai multe când... Dar nu, parcă am trecut la alt nivel și zic așa, băi, câte cântări bune! Așa pot să am o grămadă. Mă duc la restaurante și cânt în fiecare seară, sunteți nebuni? Sau unde mă duc? Dar nu mi se pare totuși că câte evenimente ai avut? Sau, mamă, ai un weekend liber? Wow, ești de căcat, băi, stai mă că nu-i... Și cumva acum sunt la un nivel așa, am neglijat foarte mult studioul, piesele. Care practic ălea rămân. Am făcut niște piese care rămân. Am făcut fetele lui tati de 1 iunie. Un clip foarte emoționant și frumos, chiar te invit să-l vezi. Adică am făcut o piesă acolo, am făcut piesa asta de Crăciun care are un super succes al Crăciun. Am văzut-o, da. Așa, adică fac niște chestii care să rămână. Acum ok, trebuie să fac și fără familie piese care pot intra pe un radio sau pe... Dar parcă aș vrea să fac de-astea să rămână. Mergi la cântări, foarte bine. Mai ai făcut niște bănuți, super, ai nevoie de bani. Dar nu ăsta
stai, nu, parcă, nu știu. Tu implici foarte mult latura spirituală. Da, da, în înțelegi. În muncă și în artă. În muncă și pe termen foarte lung. Adică nu vreau să mă epuizez, că mult le spunea și Torchiril, apropo de voce, le spunea, băi, nu poți să le faci și nunți și să fii și el, n-ai cum, pentru că vrând nevrând, dacă ai succes, te duci la nunți, ți ieși din zona aia, nu mai știi la propriu, că nu mai cânti așa, și n-ai când trebuie să le faci, așa, nu merg chiar, poți să le mai îmbin cum le-am îmbinat eu, dar niciodată n-am excelat să am două pe seară, șapte într-un weekend și după aia să vin. Am avut perioade când aveam cântări mai multe ca acum, dar niciodată n-am trașa, băi, vreau, mă scuzi, vreau cântări, o grămadă, vreau numai să fiu plecat, vreau să, în asta stă succesul. Nu, frate, puține și mai bune, înțelegi cumva, să-mi văd și de familie și de soție și de, păi ea pleacă în fiecare seară la emisiune și eu plec în fiecare weekend. Unde? Care după masă mai stăm împreună? Exact. Ce se alege de care priorități? Nu vrem ceva pe termen lung cu familia, cu așa, să vedem cum le împățim lucrurile. Știi, adică cam așa gândesc eu, nu știu dacă e bine sau rău. E din punctul meu de vedere, deși dar întrebarea ta, psihologi. Întrebarea ta e bună. Da. Trebuie să și acum fetele au crescut și ușor trebuie pentru că timpul trece într-adevăr. Și nu ne așteaptă pe niciunul și trebuie să fac niște lucruri și nu vreau să-ți promit, dar mă apuc. Bine, ție darul muzical și talentul pe care tu îl ai nu poate să ți-l ia nimeni niciodată, dar cumva dacă nu fructifici ideile... Te simți un pic, băi, totuși mi-a dat Dumnezeu, da, fix, exact, Dumnezeu da, un car și trebuie să-l... Până la urmă, bine, muzica mi-a adus tot ce am, până la urmă, inclusiv familia și copiii, vă zic că n-am făcut nimic, dar mai pot face multe lucruri, într-adevăr. Exact. Bun! Îți mulțumim foarte mult. Ce m-a trecut? Gata, da, o oră și stăm, ceva. Întreb și eu pe tine, bravo. Întreabă-mă și vrei tu. Nu, dar eu zic așa, să te lasă o oră. Știi, adică după asta te duci, stai și tu o oră liniștit, da, mai exact, stai un pic oră, cu Gabi și după aia pleacă la emisiune. Exact, da. Seara. Îți mulțumesc pentru invitație. Mă găsiți și pe Facebook, Tavi Clonda, am bife albastră, pe Instagram, pe TikTok-uri, pe alea. Pe YouTube Victorienii, canalul meu Tavi Clonda, să fac și o puțină reclamă la tine, că de asta mai normal, e. Normal. O să fac și un story și trebuie să-mi dai ripost, că te-am lăsat să... Așa, păi vreau materialele. Să da, vezi că fac... Faci da. Și de-alea scurte așa de TikTok? Da, facem. Eu mâine seară dacă am zis că... Vezi că am zis de-alea, bombă, atenție! Deci, 21 februarie am filmat, trește. Am filmat pe 21 februarie, pe 22 îl dăm. Deci băi, asta, da. Ce presiune ai pus pe echipa ta! Asta zic, da! Deci, ca să știți, oamenii de la montaj... Poate stai de la montaj chestia asta! Da, pe 22 o să trebuiască să-l dăm, că așa am zis să nu se perimeze energia din acest interviu. Vezi că ai dreptate. Adevărat, da. Cu cât o lași, cu cât o lungești, nu e... Hai să-mi zici tu asta. Nu e bine. Suntem da. Băieți deștepți și cu gustul la încălțări similare. Recoins, da. Rules, doamne aștept. Dar vezi că mi-a zis Randy că avea și niște recoins și că și i-a luat de pe AliExpress. Dar semănau, jur că erau unul la unul, da. Acum, nu mi-am luat, nu știu. Da. Nici tu? Tot nu. Farfeci. am zis, dacă... Da. Bine, îți mulțumim mult, domnul Tavi Clonda, să fii sănătos drag. Și ai promis că te reapuci de muzică. Noi vrem să ascultăm muzica lui Tavi Clonda și la radio. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Te pupăm și te iubim. Eu sunt Sabin Tudor, să aveți o seară extraordinară. Pa!